Marius Avram a vorbit pentru prima dată după decizia surprinzătoare de a se retrage din arbitraj la 41 de ani. Cotat printre fluierașii de top din România, Avram ar mai fi putut arbitra până la 45 de ani. Din punctul meu de vedere, acești ultimii 4 ani mi-au fost luați. Chiar dacă decizia de a renunța mi-a aparținut mie. Asta a fost ceea ce am simțit, că mi s-a făcut o mare nedreptate în momentul în care am fost scos de pe lista FIFA. Nu mi s-a dat nicio explicație coerentă și atunci am considerat că, fiind nedreptățit, nu mai pot continua să am o relație cu această comisie de arbitri care m-a nedreptățit. În opinia lui Marius Avram, vinovat este Kyros Vasaras, președintele grec al CCA. Care sunt arbitrii crescuți, promovați, da? Susținuți, instruiți de către Comisia Centrală? Care sunt arbitrii nou intrați în Liga 1, tinere talente, da, care au făcut pasul către marea performanță în ultimii 7 ani? Eu cred că lucrul ăsta pleacă de la faptul că nu este român. Și după părerea mea, nefiind român, nu-l interesează ce rămâne după ce pleacă.